mă întorc la o babă comunistă. Le era, oamenilor le erau frică pentru locul de muncă, le era frică de piața liberă, nu știau să-și facă un CV, să meargă la un interviu, iar acum românul ia cu asalt toate piețele europene de muncă, îi găsești până la cercul polar. Și s-a schimbat mentalitatea asta noastră? Vai, ce ai... E cum, îs etape, adică nu s-a schimbat totul de la început. Au fost valuri de emigrație și foarte diferite între ele. Cred că în anii 90 avem categoria tinerilor care merg la studii în străinătate. Avem o categorie care e cea mai slabă emigrație intelectuală, ca să spunem, care face cumva legătură cu diaspora intelectuală sau cu cei care plecau în mod constant, în interbelic, la studii în afară. Deci există așa o filiație. Pe de altă parte, avem o mare masă de oameni sărăciți, fie că sunt șomeri, fie că sunt pensionari, fie că lucrează pe salarii mizerabile, care încearcă să facă rost de un ban. Unii mai aveau și o mică experiență cu piața neagră dinainte, cu bișnița dinainte de 90. Și atunci încep să facă drumuri. Ungaria, Turcia, Serbia, aduci micu business, micu trafic. Și eu cred că asta e un prim pas de ieșire cumva din țară și încep să descopere că se poate pleca în altă parte și că se poate câștiga la negru. Muncești într-o lună și câștigi cea cât într-un an sau doi. În anii 90 cam astea erau proporțiile. Efectiv, dacă erau vreo, cred că 60 de euro salariu, mediu, dacă te duceai și câștigai 800 de euro, deja era, sau 700 de euro într-o lună, erau banii pe un an în România. Deci era suficient să te duci, să muncești o lună, după aceea să te prindă poliția și să te trimite acasă. Adică oricum, un an stăteai lejer. Da? Cei mai mulți au plecat în prima fază fiindcă au fost obligați să plece, fiindcă nu mai puteau trăi în România. Nu aveau din ce, efectiv. Se întorci la țară din lucratul pământului, nu reușea să supraviețuiască o familie, fabricile se închideau pe rupte, salariile erau de mizerie, zădeau cu restanțe foarte mari, de pensii nici nu mai vorbim, cei care lucraseră la CAP nici nu mai aveau niciun venit, acum au început să aibă un venit cât de cât mic. Și atunci erau efectiv nevoiți să împingi de foame să ducă să-și caute un rost. După ce s-a instalat o primă generație, un prim val, după aceea au început să aducă unii pe alții. Au început să aducă unii pe alții, fie pe filieră de rudenie, fie pe filieră religioasă. Cei din vest, cumva, ei aveau deja niște trasei făcute pe bisericile neoprotestante. Și mulți mergeau la muncă pe zona asta, care erau niște trasei făcute chiar dinainte de 90, fiindcă erau traseile pe care intrau Bibliile în România, de fapt. Și erau de propagandă religioasă și prozelitism și tot cel. Și atunci ele au fost folosite și în sens divers. Când intrau Bibliile înainte, s-au dus la muncă după aceea. Da? Dar odată instalați cei din primul val au început să-și aducă prin rudenii sau prin biserică catolică, ortodoxă, prin filiere. Suntem capicăturile de apă, ne tragem. Și-au început să adune, o perioadă s-a trăit foarte bine, după ce se putea munci ilegal, deja au început să meargă și mai mult. Acum am înțeles că există o stagnare, sau a existat, că acum e din nou un val uriaș, dar au fost câțiva ani în care o stagnat emigrația, pentru că începuse să aibă, în perioada crizei economice, începuse să aibă probleme și statele occidentale și era și o anumită saturare a pieței și atunci cumva să liși. Acum, fiind o revenire financiară pe de o parte, iar pe de altă parte complicându-se situația politică în România și mulți sunt foarte dezamăgiți de ce se întâmplă și de unii sunt fricoșați de iminența unei dictaturi
De o reîntoarcere a perioadei Adrian Năstase sau la, la comunism, la influență rusească, la toate celelalte. Și atunci se gândesc că e bine să o șteargă cât mai repede, că nu să știi ce se întâmplă. Și mai ales toate zvonurile astea cu ieșirea din Uniunea Europeană, deci astea sunt catastrofale. Cel puțin tinerii, numai cu plecatul în cap, clase de liceu, jumătăți de clase de liceu care au plecat la studii în afară, fac facultate în afară, prin tot felul de combinații, cu burse, cu ajutoare, cu sunt foarte mulți care pleacă din liceu, nu mai zic din facultate, sau după terminarea facultății. Deci, un exod masiv al tinerilor intelectualilor sau tinerilor profesioniști și a muncitorului de rând că, care e bun la locul lui de muncă și se duce să câștige mai mult. Unul poate făcea o navetă de asta a pendulatorii, o emigrație de asta a pendulatorii, muncea acolo 6 luni, se întorcea aici 6 luni, mai muncea 6 luni, acum se duc și încearcă să stea cât mai mult, să-și găsească un job acolo, nu mai găsești un instalator, nu mai găsești un constructor, nu mai găsești, e foarte, foarte greu, un tinichigiu, un mecanic auto, e extrem de greu, fiindcă știind meserie și meseria asta fiind foarte cerută în afară, se duc și câștigă acolo mulți bani, iar unii se mai gândesc ceva, că eu vorbesc foarte mult cu oameni obișnuiți, am eu așa lipiciul meu cu, și mă interesează ce gândesc și taximetriștii și muncitorii și ăsta care vin să repare cuveta, mă duc și stau, muncesc 7 ani în Italia, acum pe ultima sută, mai uite acolo pensie, se gândește, mai au pensie de acolo, mai ce mai au de aici, uite că foarte pragmatici, în sensul cel mai bun oameni, adică vor să-și facă o bătrânețe liniștită și atunci găsesc tot felul de combinații să ducă, să-și cumuleze venituri ca realmente la pensii. Și că mai stau, decât să fiică mai deja are copii acolo, decât să plătească să stea cineva cu copiii, ca nevastă mea să cu copiii, ea scutește 200-300 de euro cu chestia asta, eu mai muncesc, mai fac o chiuvetă, mai au niște bani, mai fac o vechime, mă angajez la un patron, chiar dacă nu iau un salariu foarte mare, dar cu vechimea eu la urmă iau o pensie și își fac tot felul de calcule și ne trezim că de fapt România se depopulează pe de o parte de studenți tineri profesioniști, pe de altă parte de profesioniști. Cât de periculoasă e depopularea asta? Bă, ea este și nu este. Acum eu zic că toată vânzoreala asta are și o parte bună. Are și o parte bună și are și o parte proastă, evident. Partea proastă despre care am vorbit pe larg în fetița care juca de-a Dumnezeu, e ce se întâmplă cu copiii rămași singuri acasă. Pentru ei e o mare traumă. Și avem o generație de copii unde ori mama, ori tata, ori amândoi au fost plecați la muncă în sănătate, au crescut cu bunica sau cu rudă care nu are niciun fel de autoritate asupra lor și o generație de copii hipersensibili și foarte psihologic marcați de absența mamei, a tatei sau a părinților sau a ambilor părinți. Va fi o generație cumva dificilă psihologic. Au fost și tragedii, asta e altă poveste, lăsăm deoparte, spunem statistic numărul lor nu-i foarte mare al tragediilor, dar când vorbești de tragedii, deja nu mai poți vorbi din numere, chiar și în afara numerelor, nu mai vorbești de statistici. O tragedie în sine rămâne o tragedie. Deci avem o generație hipersensibilă, care greu de crezut că va rămâne în România. Deci va pleca, nu va sta aici. După aceea avem un deficit al locurilor de muncă, al profesioniștilor, cum spuneam. Pe de o parte, investești în tineri, fie liceu, fie facultate, ei devin calificați și au plecat cu școala făcută la tine, se duc și muncesc în altă parte, sau a meseriașilor care au învățat ani de zile. Sunt foarte mulți strungari care au plecat de pildă. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu strungare din vremea comunismului. Strungare din vremea comunismului, cei care mai sunt pe picioarele lor și sunt buni, lucrează în Germania, unde un strungar extrem, extrem de bine plătit. Nici nu se compară cu ce... Sau nu mai găsești strungare acum, tinichigii și celelalte. Și atunci ai o lipsă majoră pe piața asta a meseriilor.
Ceea ce e rău, pentru că încet, încet o să începem să aducem noi din altă parte muncitori, că nu mai cu picini bunii pe șantier, aducem chinezi, vietnamezi, vedem molul din ea și a fost făcut cu chinezi, cu vietnamezi. Da, asta e, nu nimic. Trăim într-o societate globală, ne-o putem asuma și povestea asta până la urmă. Între părțile bune, zic, banii trimiși acasă, sunt mulți, banii trimiși acasă, cu ce prețuri? Cu ce efecte? Asta e pe asta s-a familial. Și clasa politică românească pe infuzia asta din diasporă de bani, care au fost motorul principal al economiei, dar se pare că banii ăștia au început să se împuțineze, fiindcă românii nu se mai întorc acasă, asta ci e. Se stabilesc. Asta e un efect. Să stabilesc acolo și atunci banii nu mai ajung. Am avut zilele astea declarația unui ministru, am promis că nu vă bag în politică, dar nu vreau, nu vreau chiar în tema asta să o tratez, sigur. Care se gândea chiar la limitarea dreptului perioadei de muncă a românilor în străinătate. Sigur, o măsură aberantă, asta de neaplicat, care nu e conformă cu normele, dar asta arată că politicianul român de la vârf, de, cu putere de decizie, observă fenomenul ăsta. Da, că da, ei tind să se stabilească acolo, să-și aducă familia și atunci, practic, nu mai au cui trimite bani. Bunicilor și mai departe, care sunt foarte bătrâni și unii dispăruți. Și atunci, reîntregindu-și familia acolo unde muncesc deja de 7-8 ani, 10 ani, 15 ani, atunci, evident că își cheltuie banii în familie și nu mai trimite în România. E posibil să existe o scădere de asta a banilor trimiși în România. Deci, eu văd în schimb o modernizare și o schimbare a mentalității în România, care cred că e pentru prima dată când se întâmplă de jos în sus. În general, România a fost modernizată de sus în jos. Am venit, am dat legi, am dat cu biciu, am băgat în școală, am băgat chestii obligatorii, hai să modernizăm. Acum e un gen de modernizare care nu mai ține de clasa noastră politică. E un gen de modernizare care vine de la firul ierbii în sus și un gen de presiune nou în România, care dă bătăi de cap clasei politice. Pentru că ei deja acolo trăiesc altfel, văd, interacționează altfel cu autoritățile. Ei văd acolo, când cer la primărie, când spui, alo, mi s-a ars un bec pe stradă. În 24 de ore au venit și au schimbat becul la primărie. La noi poți să-ți dai foc în fața primăriei până vine să schimbi un bec pe stradă sau să astupe o groapă în asfalt. Au o altă sensibilitate civică pe care o transmit și celor rămași acasă, fie că e vorba de frați, nepoți sau părinți. Și devin, din punctul ăsta de vedere, un motor al modernizării sociale și o forță politică. O forță politică pe care am văzut-o foarte bine și la alegerile prezidențiale și am văzut-o când am avut în piață proteste. O forță cumva de temut. Pentru că e prima dată când există o masă atât de mare, modernizată, care iese de sub cum zic eu, privilegiile și clientelismul clasei politice. Pentru că clasa politică, partidul aflat la putere, controlează foarte mult voturile din rural prin primari, consilieri, instituții regionale și există acolo un soi de control, de troc social, de intimidare, prin care contează un număr mare de voturi, da? Și atunci, cu cât o ții mai puțin modernizată, cu atât, într-un fel, ești mai ușor de controlat și mai previzibil la vot. Și mai ușor de mituit pe termen scurt. Ei bine, acest exod a românilor în afară îi scoate din plasa asta a birocrației care îi mituiește. Și atunci ei devin niște oameni liberi. Niște oameni liberi și politic liberi. Și cu atitudine civică devin periculoși în ghilimele și pentru autoritățile locale, că vin cu pretenții. Mai auzi câte în primăria țară. Băi, vin ăștia care au fost în Italia. Mama lor au niște pretenții de parcă toată viața lor o crescut numai. Ei nu-și mai aminte cum umblau de scurt pe aici pe stradă. Acum vin și cer câte în lună și în stele. Toată presiunea asta spre autorităților, eu zic că e absolut benefică. Poate uneori exagerată. Dar nu contează. Contează că ei să călesc ca și cetățeni și devin și de cetățeni, ceea ce România nu reușește să-i formeze ca și cetățeni. Eu țin așa într-un soi de dependență. Și forța asta a lor, civică, are și implicații politice. Uneori are implicații politice acolo unde este ei. Vedem consilieri locali sau primari români în Spania sau în Italia.
dar în același timp mulți interesează și politica din România. Și eu cred că, cel puțin, partidele emergente găsesc un bun susținător în acești votanți care contribuie la o Românie modernizată și schimbată și una pretențioasă. Da, facem bofturi. Sunt cetățeni și facem, vrem drepturile noastre. Ceea ce în România până acum 5-6 ani, cel puțin în mediul rural, nu prea auzeai.